Dragi prieteni, vă spun și în această seară bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Suntem împreună și dorim ca să descoperim lucruri extraordinare și interesante din Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toții avem adânc înrădăcinat în noi acel instinct de supraviețuire. Și atunci când suntem în fața unor pericole, reflexele noastre și creierul nostru bazal reacționează, astfel încât să putem scăpa din situațiile stresante sau limită. Până la un anumit punct, toate aceste lucruri sunt normale. Însă, dacă facem din supraviețuire o obsesie, atunci farmecul vieții începe să dispară. Cu toate acestea, fiecare dintre noi vrem să ne scăpăm viața. Dar haideți să vedem care este acea linie sănătoasă prin care putem să ne scăpăm viața și care este linia de care trebuie să fugim. Mi-aduc aminte, călătoream odată cu trenul și în fața mea era o doamnă supraponderală, gâfâia așa ca un gânsac și abia respira, era cu masca până peste ochi. Și mi-a spus așa oarecum foarte temătoare: auziți, vă rog frumos, păstrați distanța pentru că eu țin foarte mult la sănătate. Și în momentele alea m-a pufnit râsul, efectiv, și am spus: doamnă, păi nu vă supărați, dacă țineți la sănătate, în primul rând ar trebui să vă puneți un cuțit în gât, să fiți mai temperată în ceea ce privește alimentația. În al doilea rând, ar trebui să mai slăbiți câteva zeci de kilograme. În al treilea rând, ar trebui să vă schimbați radical stilul de viață. Pentru că dacă purtați cârpa aia peste nas și luați o plasă de medicamente, nu înseamnă că țineți la sănătatea dumneavoastră. Unii așa înțeleg să scape viața. Unii așa înțeleg că ar trebui să se protejeze astfel încât să nu moară. O altă categorie de oameni care vor să scape viața este aceea a obsedaților de supraviețuire. Peste tot văd pericole, peste tot văd moarte, peste tot văd boală, peste tot văd epidemii, peste tot văd acele elemente care le pun viața în pericol și caută cu dinții să scape viața. Bineînțeles că, așa cum am spus, există o limită și la dorința asta de a scăpa viața. Însă, de aici încolo, lucrurile devin chiar ridicole. Oare la o astfel de scăpare a vieții se referea Domnul Hristos când spunea că toți aceia care vor să scape viața o vor pierde? Sunt oameni care vor cu orice chip să scape viața, care consideră că viața aceasta în sine reprezintă un scop. Însă dacă nu există un sens al vieții, dacă nu există o țintă înaltă pentru care să trăiești, viața aceasta este inutilă. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne vorbește despre un alt fel de a-ți scăpa viața. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne vorbește despre scăparea vieții prin trăirea unei vieți cu sens și prin sacrificiul care dă sens vieții. În Cartea Genezei, la capitolul 19, întâlnim un personaj biblic foarte cunoscut, este vorba despre Lot, un om al lui Dumnezeu, un om neprihănit, dar un om care nu era la fel de credincios precum Avraam. Cu toate că Scriptura vorbește despre Lot că își chinuia sufletul în Sodoma, cu toate că Scriptura îl prezintă ca fiind neprihănit, totuși există o diferență între neprihănirea lui Lot și neprihănirea lui Avraam. Avraam a decis ca în toate lucrurile să îl urmeze pe Dumnezeu și să-l asculte pe Dumnezeu indiferent de consecințe. Cu toate că a avut și el câteva scăpări, dar linia vieții lui Avraam este una destul de constantă, prin care se vede clar că el a ales să-l asculte pe Dumnezeu. Lot era mai oportunist și zicea ceva de genul: da, Doamne, te iubesc, te ascult, dar dacă mi se oferă o oportunitate, n-o ratez. Fie ea și în Sodoma și Gomora, nu contează. Și în momentul în care a fost pus în fața unei alegeri, Lot a ales
Sodoma. Și a zis, e un loc plin de oportunități, pot să fac afaceri, pot să mă îmbogățesc, pot să mă dezvolt și este super ok locul acela. Vreau să merg direct în Sodoma. Prima dată s-a dus la marginea Sodomei, spune Sfânta Scriptură, și a pus corturile acolo. După aia s-a mutat exact în centru, pentru că erau acolo piața, afacerile, erau locurile cele mai prielnice pentru a te dezvolta. În timp ce Avram a ales ca să îl urmeze pe Dumnezeu, stând mai retras puțin, Lot a ales să meargă acolo unde sunt oportunitățile. Și la un moment dat a trebuit să facă o altă alegere. Să scape viața sau să rămână în Sodoma și să-și păstreze averile și să-și păstreze tot ceea ce avea. Bineînțeles că oricum ar fi pierdut viața. Dar Lot a ales cu chiu cu vai să iasă din Sodoma. Au venit îngerii lui Dumnezeu să-l scoată afară. Era atât de prins acolo în viața aceea, încât pur și simplu i-a fost foarte greu să se smulgă, să-și scape viața. Și aici nu e vorba de supraviețuire doar, ci e vorba chiar de mântuire, pentru că ar fi pierit odată cu nelegiuiții aceia. Și Dumnezeu a vrut să-l scape de acolo și să-l scoată și din viața aceea stricată. Să scape viața. Scapă-ți viața, zice Dumnezeu. Ieși din mijlocul oamenilor care te contaminează spiritual. Ieși din mijlocul oamenilor care nu au idealuri înalte. Ieși din mijlocul oamenilor care nu au principii. Ieși din mijlocul oamenilor care au ținte joase și mediocre în viața lor. Ieși din mijlocul oamenilor care îl resping pe Dumnezeu. Lot s-a tot jucat cu Sodoma, cu Gomora, cu viața lui, până când a început să prindă din ce în ce mai tare rădăcini acolo. Fetele s-au căsătorit, mai avea două acasă, dar și astea erau stricate rău de tot. Nevasta lui s-a prins de casă, de masă, de averi, de tot ce aveau acolo. Și în momentul când Dumnezeu i-a zis, scapă-ți viața, a fost aproape imposibil pentru Lot să iasă de acolo. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în Geneza capitolul 19, că cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara. Și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azim și au mâncat. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a încuiat ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. I-au strigat, pleacă! Și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei, i-au lovit cu orbire de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Dacă vreți un tablou a ceea ce înseamnă mișcarea LGBT astăzi, este aici, să știți, în Cartea Genezei. Nu este nimic nou sub soare. Chiar Mântuitorul spunea că înainte de venirea lui, oamenii vor fi exact ca în vremea lui Noe și a lui Lot. Nu se deosebește cu nimic. Ba dimpotrivă, mijloacele de propagare ale nelegiuirii
sunt mult mai vaste și mult mai eficiente decât au fost în vremea lui Lot și a lui Noe. O situație destul de dramatică aceea în care a ajuns Lot. Ca să scape viața, a trebuit să ia niște decizii dramatice. A trebuit să se despartă de fiicele lui, de câteva dintre fiicele lui. Avea mai multe, pentru că două erau nemăritate acasă, iar celelalte erau măritate în Sodoma. A trebuit să dea piept cu împotrivirea soției lui, care era prinsă acolo de Sodoma și care îi tot spunea: cum să ieși de aici? Tu nu vezi ce zgârie nori avem, tu nu vezi ce clădiri, tu nu vezi ce oportunități, tu nu vezi ce condiții. Mă duci unde? La Cuca Măcăi, în munți, iară, unde am fost, la țară, la animale și la prășit și la condițiile alea mizere, nu vreau să mă mai duc acolo. Uite, mi-am făcut și eu manicura, sunt aranjată, pielea mi s-a netezit, acum mă duc iară în condițiile alea austere. Nu vreau să ies acolo. Hai măi, femeie, că uite, e de rău, uite, Dumnezeu vrea să nimicească locul ăsta. Cu chiu, cu vai, a reușit să o scoată până la o anumită depărtare de Sodoma, când s-a uitat înapoi. Și spune cuvântul că s-a prefăcut într-un stâlp de sare. A ieșit și cu fetele lui. Am zice că ele ar fi fost credincioase. Însă raportul biblic ne arată că erau la fel de stricate, dacă nu mai stricate decât fetele din Sodoma. Pentru că seara mergeau la șezători, mergeau la disco, mergeau la distracții, mergeau la cluburi. Și au învățat de acolo meseria asta de desfrânate. Și când veneau seara acasă, își puneau baticul în cap, ștergeau rimelul, ștergeau toate vopselele de pe față și erau fetele cu mintea lui tata. Și tata credea: mamă, am niște bomboane acasă, nu știu de bărbat. După aia a văzut el cât de versate și cât de șmechere erau fetele lui. E greu să-ți scapi viața atunci când ea se împletește cu valorile Sodomei. E greu să scapi viața atunci când nu știi ce vrei cu adevărat de la viață. E greu să scapi viața, și mă refer în primul rând la viața spirituală, și să câștigi viața veșnică atunci când renunți la principiile date de Dumnezeu. Așa, când e vorba de supraviețuire, toți sărim în sus ca dopurile la șampanie. Și vedeți că toți cei care fac mare propagandă cu drepturile omului și cu vânzarea țării, care subliniază niște lucruri adevărate, subliniez și eu lucrul acesta, nu se referă la scăparea vieții spirituale, ci se referă doar la supraviețuire și la prezervarea confortului cu care am fost obișnuiți. Despre asta este vorba. Și de asta au și foarte mulți adepți. Însă, dacă vorbim de scăparea sufletului, de scăparea acelei vieți care ține pentru totdeauna, de moștenirea vieții veșnice, ei, aici lucrurile sunt puțin mai complicate. Avram s-a târguit cu Dumnezeu și cu îngerii aceștia înainte să vină să nimicească Sodoma și a zis: Doamne, dacă vor fi 50, dacă vor fi 45, dacă vor fi 40, dacă vor fi 30, 20, Doamne, 10 să fie măcar. Vei nimici Tu cetatea? Măcar 10, Doamne. Probabil că Avram se gândea la familia lui Lot. Era el cu nevasta, mai fetele alea de acasă, 4, probabil mai avea încă fetele, celelalte măritate și ginerii. Și zic: Doamne, măcar familia lui Lot să o scapi, Doamne. Dacă găsești Tu familia lui Lot neprihănită înaintea Ta, ai să nimicești Sodoma. Și zic: Dumnezeu, Avrame, dacă găsești măcar familia lui Lot, 10 oameni buni, n-am să nimicești Sodoma. Însă, atunci când Dumnezeu s-a gândit să nimicească Sodoma, a știut că este un singur om care îl mai iubește pe Dumnezeu și acela mai șovăie pe aici pe acolo. Pentru că nevasta lui a ieșit din Sodoma, dar a rămas cu inima acolo și pe traseul acela spre Țoar s-a prefăcut în stâlp de sare, pentru că inima ei a rămas acolo și s-a întors spre Sodoma. Fetele care erau acasă erau niște stricate, au ieșit din Sodoma, da, e adevărat. Însă după aceea știți despre incestul pe care l-au săvârșit amândouă. Cea mai mare a zis: hai să dăm vin
tatălui nostru să bea și apoi a zis și cele mai mici să ne culcăm cu tatăl nostru când este beat torta. Și așa au făcut. Și apoi, dacă ne gândim și la Lot, da, într-adevăr, îl iubea pe Dumnezeu cu anumite scârțâieli. Care sunt oamenii care să scape viața? E destul de complicat dacă pui în ecuație viața veșnică. Dacă vorbim de viața asta, de prosperitate în viața asta, care nu este rea, iară subliniez, dar fără Dumnezeu este egală cu zero. Dacă vorbim de viața aceasta, da, toți vor să supraviețuiască, toți vor să o ducă bine, toți vor să fie fericiți. Însă, atunci când vorbim de ceea ce vrea Dumnezeu, lucrurile sunt destul de dificile. A ieșit din Sodoma, tras de îngeri, spune cuvântul, fiindcă Lot zăbovea, versetul 16, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vrea să-l cruțe, l-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Scapă la munte ca să nu pieri. Și Lot îi spune Dumnezeu, Doamne, știi, nu sunt campion la maraton. Uite, cetatea asta, Țoar, e mai puțin stricată decât Sodoma și Gomora, dar tot camp acolo e. Pentru că n-am rezistență, vreau să ajung acolo, la cetatea asta, e atât de mică. Da. De multe ori, știți, există prejudecăți că, domnule, dacă te muți într-un sat, la țară, undeva, s-ar putea ca oamenii să fie mai buni ca la oraș. Mi-aduc aminte de vorba unui bătrân din biserică, dintr-o astfel de comunitate de țară, o comunitate foarte mică, dar plină de probleme și de conflicte. Și după ce am plecat de acolo, din district, și m-am reîntors și l-am vizitat, am zis, frate, cum e la voi în biserică? Tot așa au rămas lucrurile? Și el a spus, frate, suntem puțini și răi. Puțini și răi. Prejudecata asta că dacă te duci într-un sat undeva să nu întâlnești oameni răi, asta este destul de mică, mai ales ținând cont că oamenii au acces la tembelizoare, au acces la tehnologie și nelegiuirea le vine așa, cu ajutorul ei, pe fereastră. Beții sunt și acolo, curvii sunt și acolo. E adevărat că nu sunt atât de multe locuri în care să te strici, dar cu toate acestea, stricăciunea este oriunde. Și dacă crezi că te duci într-un loc anume și n-ai să o întâlnești și nu o să întâlnești nelegiuire și oameni nelegiuiri și tentații și ispite, te înșeli. De asta este foarte important să îți știi valorile, să știi direcția vieții, să știi care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Și atunci, indiferent unde ai sta, că stai într-un oraș mare sau într-un oraș mic sau într-o localitate de țară, tu poți să îi rămâi credincios lui Dumnezeu. Grăbește-te, fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Cât de mult contează prezența unui om credincios într-un loc în care domnește nelegiuirea. Nu pot face nimic, nu pot nimici orașul acela, nu pot să fac nicio judecată pentru că tu ești încă acolo. Dar știi oamenii care îl dau la o parte pe Dumnezeu cât le datorează acelor la care se roagă și care încă mai cer mila și bunătatea lui Dumnezeu asupra celor la care își bat joc de harul lui Dumnezeu. Însă vine un moment când lucrurile se strică atât de tare încât Dumnezeu îi spune lui Lot, ieși, îl ia de braț și spune, ieși afară, hai, hai. Dar atât de greu se mișcă Lot, atât de greoi și e de înțeles, pentru că în momentul în care ai familie, lucrurile încep să se complice.
În momentul în care ai familie și trebuie să lași anumite lucruri, totul se complică. Mi-aduc aminte când eram în pastorație în primii ani, eram necăsătorit, ori de câte ori trebuia să fiu mutat, luam geanta în spate, mă suna cineva de la conferință, vezi că trebuie să pleci acolo. După trei, după un an jumate, după... Nu conta. Luam traista în spinare și gata, am plecat. Câteva lucruri, nu dura mult. Însă în momentul când am avut familie, n-am mai putut să vorbesc așa de ușor. Ruperea aceasta de Sodoma și de lumea aceasta este cu atât mai dureroasă cu cât familia ta este prinsă în ceea ce înseamnă stilul de viață de tip Sodoma, care nu se referă doar la homosexualitate. În alte cărți profetice se spune că din cauza prosperității și a indiferenței față de cel nenorocit a adus Dumnezeu distrugerea pentru aceste două cetăți. Erau buiaci de bine, nu mai știau ce să fac și ce să inventeze în materie de păcat, pentru că atunci când ai de toate, îți dă diavolul de lucru și mintea îți merge la prostii. Că un om care muncește și se luptă pentru existență n-are timp să viseze aventuri și povești siropoase și romane și tâmpenii. Nu are, pentru că trebuie să muncească, are de lucru. Însă oamenii care nu mai știu de bine inventează plăceri noi, păcate noi, pentru a satisface poftele degradante. Grăbește-te, fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a zis și s-a pus cetății aceleia numele Tsoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Tsoar. O zi obișnuită. O zi ca toate celelalte. O zi în care n-ai fi zis că se întâmplă ceva deosebit. O zi în care toate lucrurile mergeau conform rutinei. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Și fiți atenți, versetul 29. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram, și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuință. Când l-a scăpat pe Lot, Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunile lui Avram. Pentru că Lot era deja prins acolo. Lot deja nu mai putea să iasă, era atât de greu să se rupă de Sodoma. Au trebuit îngerii să-l ia pe sus, să-i spună, ieși afară de aici. Și-a pierdut familia. Și ca prin minune a fost salvat datorită rugăciunilor de mijlocire a lui Avram. Viața lui Lot este o lecție pentru mine și pentru tine. În veacul acesta, când valorile lui Dumnezeu sunt trântite în praf și neglijate, în veacul acesta în care relativismul moral este la el acasă, ne mândrim cu curviile la televizor, ne mândrim cu aventuri amoroase, cu tot felul de lucruri, ba este o rușine să-ți vezi de familie, de casă, de viața ta, pentru că ești demodat. Și s-au inventat tot felul de termeni pentru familie, familia tradițională, familia nu știu care. Nu, dragii mei. Familia nu se adjectivează. Familia este familie și atât. Valorile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt eterne, sunt absolute, nu sunt negociabile. Și
Dacă ne uităm aici, în Cartea Genezei, avem un tipar după care lucrează Dumnezeu. Când nelegiuirea a atins culmea, Dumnezeu a nimicit generațiile acelea și popoarele acelea. Când cananiții au atins culmea nelegiuirii, Dumnezeu i-a nimicit. Pe unii dintre ei i-a lăsat să trăiască, dar pe mulți dintre ei i-a nimicit. Ca să limiteze răul, să limiteze nelegiuirea. Întrebarea mea este pentru tine și pentru mine, oare de ce vrem să ne scăpăm viața? Doar ca să trăim mult și păcătos în lumea aceasta? Sau ca să avem un rost în viața aceasta, să devenim oameni de valoare, să slujim celorlalți și să moștenim împărăția lui Dumnezeu? Dacă doar pentru viața aceasta ți-ai pus nădejdea și dacă doar pentru viața aceasta vrei ca să o duci bine, s-ar putea ca la un moment dat să apară un scurt circuit și să-ți dai seama că totul este deșertăciune și goană după vânt, exact cum spunea Eclesiastul, pentru că și el și-a dorit același lucru și nu doar și-a dorit, a realizat. În materie de plăceri, nu știu dacă îl întrece cineva pe Solomon. O mie, dragilor, ăștia care sunteți campioni și care vreți să vă mândriți cu palmaresul în domeniul cuceririi amoroase. O mie, nu știu dacă aveți careva o mie. Dar nu din astea pe care o iei, o lași, ci pe care să le întreții. O mie de neveste. Bancheturi, distracții, băutură, tot ce s-a putut face și trăi în viața asta, a trăit. Și știți la ce concluzie a ajuns? Că totul este deșertăciune și goană după vânt. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Ai o perioadă de dorință așa în viață în care vrei să aduni, să acumulezi, da, și pentru siguranță financiară și este bine să faci lucrul ăsta, să nu fii un ignorant. Și vrei să ai cât mai mult și să cuprinzi cât mai mult. Însă dacă nu ai și dimensiunea aceasta a relației cu Dumnezeu, totul este fără semnificație. Și știți când ne dăm seama? Atunci când trecem în partea a doua a vieții, începem să nu mai înghițim tot ce zboară și să căutăm mai mult semnificația lucrurilor, să nu mai acceptăm orice în viața noastră, să nu îi mai lăsăm pe toți să ne controleze și să facem lucrurile care contează cu adevărat. Pentru că în a doua parte a vieții și în a treia parte a vieții încep să conștientizez că ești trecător. În prima parte a vieții dai foc la zile, la ani, nu contează, vrei să treacă cât mai repede posibil. Să scapi de zile, să scapi de luni, să scapi de ani. Însă după aceea ai trage cu funia de ei, să nu se ducă așa de repede, să nu vină așa de repede ziua de naștere, să nu treacă atât de rapid timpul. Vrei să salvezi cât mai mult din viață, să o ții lângă tine. Atunci realizezi cât de prețioasă este. Și majoritatea oamenilor care nu-L țin pe Dumnezeu aproape, ajung în momentele acestea singuri și își dau seama că tot ce au făcut n-are nicio valoare. Pentru că nu pot lua nimic din lumea aceasta. Ce a putut să ia Lot din Sodoma și Gomora? N-a putut să ia nici lingourile de aur, n-a putut să ia nici banii, n-a putut să ia nici casa, n-a putut să-și ia nici măcar toată familia. A pierdut aproape tot. Din punct de vedere material a pierdut tot. Și din punct de vedere a familiei, a reușit să scape viața la două dintre fetele lui. În rest a pierdut tot. Întrebarea mea este, ești pregătit să pierzi tot? Ești pregătit ca în orice moment să-ți iei la revedere de la viața aceasta și de la bunurile pe care le-ai acumulat?
Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să te surprindă momentul acela? Și ce vei face? Alergăm și vrem să facem anumite lucruri. Și este bine că le facem. Însă, dacă vrei să scapi viața veșnică, dacă vrei să ai parte de ea, dacă vrei să fii împreună cu Dumnezeu și cu mântuiții, există o regulă care este un paradox pentru gândirea laică, obișnuită, pe care le enunță Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 16, unde vorbește despre acest principiu al sacrificiului. În momentul în care a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, despre moartea și patima sa, în capitolul 16, cu versetul 24, Mântuitorul enunță acest principiu al sacrificiului. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și aș vrea să subliniez că elementul pe care noi îl numim cruce în viață nu este tot una cu acea cruce despre care vorbește Hristos. Dacă te-ai îmbolnăvit că mănânci nesănătos, zici: a, asta e crucea mea. Dacă ai făcut hipertensiune pentru că nu te mai satură Dumnezeu de stres și de alergătură, zici: asta e crucea mea. Nu, nu asta este crucea ta. Asta este crucea pe care ți-ai confecționat-o tu. Dar este o diferență între crucea lui Hristos și crucea pe care ți-o confecționezi tu. Crucea lui Hristos este acel pachet de greutăți pe care tu îl duci în spate pentru cauza lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce suferi pentru Dumnezeu, pentru bine, pentru dreptate, pentru adevăr, aia este crucea ta. Nu ceea ce îți faci tu singur cu mâna ta. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, zice Hristos. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Știți că există și zicerea aceasta în popor: de ce ți-e frică, de aia nu scapi? Și au fost mulți, chiar în perioada pandemiei, care obsedați de prezervarea vieții, de ce s-au temut, de aia n-au scăpat și au murit. Și acum să nu credeți că sunt cinic, dar nu poți să nu vezi prostia aceasta a noastră omenească, prin care noi credem că suntem stăpâni și dacă facem nu știu ce lucruri, gata, o să ne rezervăm viața și o să o conservăm. Nu! Zice Hristos, cu cât ești mai obsedat de viață, cu atât o vei pierde. Și dacă vorbim de viața veșnică despre care vorbea El, spunea că în momentul în care cauți să iei doar lucrurile bune din viața aceasta care îți aduc confortul și speranța și acele lucruri care te fac să nu ai griji, să dai la o parte suferința pentru Hristos, aceia vor pierde viața adevărată, viața veșnică. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Și oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și spune mai departe: și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Foarte interesante principiile acestea ale împărăției lui Dumnezeu. Nu prea se potrivesc cu gândirea noastră. Noi am vrea să trăim. Și este bine că Dumnezeu a pus în mintea noastră gândul veșniciei, de a trăi, de a nu muri. Însă, după căderea în păcat, oamenii au vrut să trăiască bine, adică așa cum vor, dar fără Dumnezeu. Și pentru asta au inventat inclusiv religiile păgâne, idolatre, care îl scoteau pe Dumnezeu din calcul și l-au șablonat, l-au recroit după mintea și imaginația, poftele și gândurile lor. Toate cultele păgâne care l-au dat la o parte pe Dumnezeul Creator au avut la bază ideea aceasta: cum să câștigăm nemurirea
fără să ascultăm de Dumnezeu. Ateismul este tot o religie de felul ăsta. Cum să trăiesc bine fără Dumnezeu? Noile ideologii și credințele individualiste transmit același mesaj. Cum să o duc eu bine fără Dumnezeu? Cum să fiu sănătos fără Dumnezeu? Cum să trăiesc mult fără Dumnezeu? Cum să fiu fericit fără Dumnezeu? Cum să? Însă, toată această înșelăciune nu face altceva decât să ne pună pe o temelie care nu stă în picioare. N-ai cum să fii, să existi fără sursa vieții. N-ai cum. Chiar în prostia ta, tu trăiești datorită bunătății lui Dumnezeu, datorită Creatorului pe care tu te faci că nu-L vezi. E ca și atunci când copilul se ascunde de părinte după canapea și spune: tata, să știi că nu sunt aici. O nemintoșenie. Dumnezeu știe unde ești exact. Știe ce faci. Și dacă tu încerci să te ascunzi de El, este la fel de ridicol ca și atunci când copilul se ascunde de părinte. Și părintele uneori intră în joc și zice: da, da, nu te văd, închide ochii și se face că se duce într-o cameră în alta și vine înapoi și copilul satisfăcut: ha, 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 nu mă vede tata, nu mă vede mama. Dar realitatea este cu totul alta. Cam așa ne jucăm și noi cu Dumnezeu. Credem că Dumnezeu nu vede, nu aude anumite lucruri sau că nu există. Însă Dumnezeu se uită spre noi și râde. Pentru că suntem de-a dreptul naivi când credem că Dumnezeu nu vede și nu aude anumite lucruri. Mântuitorul spune că toți aceia care vor să câștige cu tot din adinsul viața asta, o vor pierde pe cea veșnică. Și cei care vor arde pentru ceva nobil, pentru împărăția lui Dumnezeu, vor câștiga viața veșnică. Să știți că lucrurile vor deveni din ce în ce mai dramatice pe măsură ce ne apropiem de împărăția lui Dumnezeu. Și nu vreau să fiu un profet al pierzării. Vreau doar să citez ceea ce spune prorocul Amos în capitolul 8. Ca o mică paranteză, prorocul Amos era un fel de proroc al pierzării pentru casa regală și pentru toți cei din elita lui Israel. Și în momentul în care a venit să prorocească și să spună cuvântul lui Dumnezeu pentru oamenii nepocăiți din poporul lui Dumnezeu, pentru că se stricaseră și ei, a spus: știi ce, du-te la tine și prorocește în țara ta și lasă-ne pe noi în pace. N-avem chef de prorociile tale, de predicțiile tale, de avertizările tale, de mustrările tale, lasă-ne în pace. Nu vrem să avem de-a face. Cu alte cuvinte, nu vrem să ne scăpăm viața. Pentru că ei doreau să scape viața, dar în termenii și condițiile pe care le doreau ei, nu așa cum dorea Dumnezeu. Și mesajul lui, cred că se potrivește foarte bine și pentru noi astăzi. El spune așa: Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte. El a zis: ce vezi, Amos? Eu am răspuns: un coș cu poame coapte. Și Domnul mi-a zis: a venit sfârșitul poporului meu Israel, nu-l mai pot ierta. Wow! De la a-ți scăpa viața aceasta trecătoare, până să ajungi în punctul în care Dumnezeu spune: nu te mai pot ierta. Pierzi și viața asta, pierzi și viața viitoare. Nu mai ai nicio speranță. Și am zis: o, ce arbitrar e Dumnezeu, dar să vedem de ce și în ce condiții spune Dumnezeu lucrurile acestea. În ziua aceea, cântecele templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca în tăcere o mulțime de trupuri moarte. Ascultați lucrul acesta voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți: când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm? O societate coruptă, o societate în care dreptatea a fost călcată în picioare.
Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași, pe argint și pe sărac, pe pereche de încălțăminte și vom vinde codina în loc de grâu. Corupție și lipsa acelui simț al valorii față de oameni. Cât mai valorează un om în societatea asta digitalizată și globalistă? Cât mai valorează un om? Un cod. Ai codul? Ok. N-ai codul? Dar nu existi. Nu existi. N-ai codul, n-ai plasticul la tine care să certifice că existi. Pur și simplu ești ignorat. O pereche de pantofi pentru un om, cam asta era valoarea cu care prețuiau un om atunci. Domnul a jurat pe slava lui Iacov, niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișelii și nu se vor jăli toți locuitorii ei. Nu se va umfla toată țara ca râul, sculându-se și pogorându-se iarăși ca râul Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să sfințească soarele la amiază zi și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Voi preface sărbătorile în jale și toate cântările în bociri pentru morți. Voi acoperi toate coapsele cu saci și voi face toate capetele pleșuve. Voi arunca țara într-o jale ca pentru un singur fiu și sfârșitul ei va fi o zi amară. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului, vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. De trâncăneli e plină lumea și internetul, dar de cuvântul Domnului care te trezește și te ajută să-ți scapi viața, este foamete mare, este secetă. Cauți, cauți, cauți multă pleavă, pleavă, pleavă și îți umpli stomacul cu pleavă și nu-ți ține de foame. Și mă, dar unde-i cuvântul lui Dumnezeu? Zice Domnul că va trimite o asemenea foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului, care te ajută să scapi viața și nu le vei găsi. Este destul de serios ce spune Dumnezeu aici, pentru că adevărul a fost vândut și este vândut din ce în ce mai mult. Slujitorii altarelor, membrii bisericilor, credincioșii, încep să vândă adevărul pentru diverse lucruri. Însă dacă vrei să-ți scapi viața, doar adevărul va putea să-ți scape viața. Și nu doar adevărul intelectual, ci adevărul cunoscut și trăit. Și când spun adevăr, nu mă refer doar la un set de dogme pe care l-ai învățat ca un papagal, ci mă refer la acel cuvânt al lui Dumnezeu care îți dă viață, care îți dă putere, care îți schimbă viața și care te pune în acord cu voia lui Dumnezeu. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Cei care sunt în pușcăria dracilor, despre care se vorbește în cartea Apocalipsei și cărora Dumnezeu le spune să iasă din ea, se spune că trăiesc în minciună și iubesc minciuna. Tu, cum îți trăiești viața? Vrei să-ți scapi viața sau vrei să prelungești această existență pământeană care până la urmă tot se va sfârși? Dacă vrei să scapi cu adevărat viața, trebuie să înțelegi că trebuie să ai un sens al ei care să fie în acord cu ceea ce vrea Dumnezeu. Și apoi vei putea să prinzi această dimensiune a veșniciei care va face ca viața ta de aici să conteze cu adevărat pentru totdeauna. Dacă nu, vei putea să fii cel mult un om bun, un om de ispravă, un om de geniu, un om care face acte filantropice, un om care realizează ceva în viața aceasta și atât.
totul se termină aici. Însă dacă faci toate acestea și ai și dimensiunea spirituală, vei putea să prinzi viața aceasta de veșnicie și în felul ăsta să-ți scapi cu adevărat viața. Nu există decât o singură metodă de a-ți scăpa cu adevărat viața și aceea este în mâna lui Dumnezeu. Toate celelalte rețete și recomandări sunt inutile. Lot a putut să scape viața în condițiile date de Dumnezeu, nu în cele pe care le-a visat el. Și a avut mari pierderi pentru că nu a ascultat de Dumnezeu. Ceilalți oameni ai lui Dumnezeu și-au scăpat viața, unii dintre ei murind ca martiri, dar au câștigat viața veșnică. Alții au scăpat și în viața aceasta și au fost răpiți la cer. Alții au scăpat din primejdii, au luptat, au ieșit biruitori, în cele din urmă au adormit și așteaptă învierea. Însă niciunul dintre aceia care vor să scape viața în condițiile impuse de ei, sau dorite, sau visate de ei, nu vor putea să o facă, pentru că această cheie a vieții este doar în mâna lui Dumnezeu.